Să facem un scurt video pentru traderii începători și de multe ori am primit întrebarea ce înseamnă leverage. În lumea trade-ului sunt multe case sau platforme care oferă trading sau margin, indiferent unde facem trade, pe crypto, pe forex sau pe stocuri. Și dacă vorbim de crypto, cele mai mari platforme care oferă această facilitate sunt BitMEX, Bybit, Binance, parcă și ei au Bit7 și lista poate continua, sunt destul de multe. Unele le folosesc și eu, iar link-urile le puteți găsi în descriere. Dar să revenim la leverage. Leverage este un fel de împrumut pe care ți-l oferă platforma unde faci trade. Nu? Ei oferă acest împrumut de 3, 5, 10, 25, 50, până de la 100 de ori suma cu care noi dorim să intrăm într-un trade. Iar toată suma câștigată din acel trade este a noastră. De exemplu, dacă vrei să intri pe un trade cu leverage de 10, adică platforma să-ți împrumute de 10 ori suma care tu vrei să faci trade, nu? Să zicem că noi dorim să punem de la noi $1000, nu? $1000 ori 10 va fi 10.000. Adică noi vom intra pe trade cu $10.000, iar tot profitul din acei $10.000 va fi al nostru. Nu? Și să zicem că dorim să intrăm aici pe trade cu $1000 ori leverage de 10, adică $10.000, și să presupunem că vom avea o creștere de 10%. 10% ar însemna undeva pe aici 10.350. Dacă ar crește Bitcoin până la 10.350, noi vom face un profit de $1000. Adică, practic, vom face încă o dată suma cu care am intrat pe trade. Dacă intrăm cu Bitcoin, cu leverage de 10, ajunge la 10.000, vom face încă un Bitcoin. Nu? Platforma ne poate împrumuta de câte ori vrem suma. Nu? Până la 100 de ori. Putem intra cu leverage de 10, de 100, adică de 100 ori suma care dorim să intrăm în trade, sau de 3 ori, de 5 ori, în fin. Iar cel mai important este că tot câștigul pe care îl facem din această sumă este al nostru, intră în portofelul nostru. Bun. Acum, poate unii o să spuneți, ei bine, e cam prea frumos să fie adevărat. Trebuie să existe o șmecherie, să fie ceva, niște fiuri, niște comisioane, ceva, cum să-ți dea BitMEX-ul sau platformele bani și tu să faci trade și câștigul să fie atât, să fie tot al tău. De unde câștigă ei bani? E bine, de exemplu la BitMEX și Bybit, dacă spui limit order, nu? Am mai specificat acest lucru în alte videouri, nu există un fee, nu plătești comisiuni, nu? Chiar îți dau ei ceva în jur de, nu știu, 0,025% ceva de genul, pentru că folosești limit pentru a intra pe trade. Față de alte platforme care atunci când, sau exchange-uri, atunci când intri pe trade, plătești un anumit comision. Pe aceste platforme nu se plătește comision. Deci aceasta cu fiurile, comisioanele le-am exclus. Bun. Însă, de unde câștigă ei bani? Că trebuie să, vorba românului, trebuie să fie o șmecherie. Nu? Acum am vorbit că, de exemplu, dacă intrăm aici pe long, nu? Și merge în sus, noi facem profit din acei $10.000. Nu? Adică mai facem încă $1000. Dacă, de exemplu, să zicem că am merge în sus și la 5%, în loc de $1000, am face $500. Ei bine, dacă
Trade-ul nu merge așa cum ne dorim noi, nu? Nu merge în sus, nu merge pe long, ci merge pe short, pică, nu? Marketul pică în loc să meargă în sus, atunci noi o să pierdem tot din acei 10.000 de dolari, nu? Adică dacă o să avem o scădere de 5%, noi o să, dacă aici câștigam 500 de dolari, aici vom pierde 500 de dolari. Dacă vom avea o cădere de 10%, atunci vom pierde 1.000 de dolari, nu? Și de aici platforma câștigă bani, nu? Dacă trade-urile merg invers de cum spunem noi, de cum am sperat noi, de cum am intrat noi pe trade. Și acum, dacă am vorbit de aia, că vine în jos și vom pierde 1.000 de dolari, nu? Atunci înseamnă că ne-am și lichidat și trade-ul nostru se va închide automat. Adică am pierdut toți banii cu care am intrat pe trade, nu o să meargă mai jos, aici trade-ul se va închide automat și noi am pierdut toți cei 1.000 de dolari. Bun, însă ne putem proteja de aceste lucruri. De exemplu, ne putem pune stop loss, nu? Și putem pune un stop loss. Stop loss-ul este o comandă care să ne închidă automat trade-ul în caz că lucrurile merg prost sau cum invers de cum ne-am dorit noi, nu? Și să presupunem că am intrat cu 1.000 de dolari aici, ori 10, 10.000, am posibilitatea să câștig dacă trade-ul merge în sus. Acum vine în jos, eu îmi propun, bun, din 1.000 de dolari cât vreau să pierd, cât ești dispus să pierd? Sunt dispus să pierd 100 de dolari. Atunci îmi pun un stop loss aici. Nu? Și aici, acum nu am calculat exact, o să pierd 100 de dolari. Sunt dispus să pierd 200 de dolari. Atunci o să pun pe aici, cred că ar veni 200 de dolari. O să-mi pun stop loss-ul aici. Și în caz că trade-ul, marketul o să vină în jos, mie o să mi se închidă poziția și o să pierd 200 de dolari. În loc să câștig 1.000 sau cât am fi câștigat. Aceasta este măsura noastră de protecție, stop loss-ul. De aceea, când faci trade pe astfel de platforme cu leverage, stop loss-ul este foarte, foarte important. Nu? Și acum, bine, nu trebuie să ne gândim neapărat să ne apucăm să calculăm unde pică să pierd 100 de dolari. Majoritatea platformelor ne oferă calculatoare unde îți poți seta stop loss-ul, vezi exact unde să-l pui, cât ai pierde. În fine, asta este specific fiecarei platforme. Cam aceasta este șmecheria, să zicem așa, cu leverage-ul, nu? Este riscant, chiar foarte riscant, să spunem așa, însă și recompensa este foarte mare, nu? Iar dacă ai procentaje bune atunci când faci trade, se pot câștiga sume frumoase. Îți dă și posibilitatea de a juca cu foarte mulți bani. Și nu, din când în când, de exemplu, vezi trade-uri care, să zic că nu sunt 100% sigure, dar poate 90% sigure sau 80% sigure, nu? Și atunci poți intra cu sume mult mai mari și să câștigi din nou sume mari, nu? Însă, pentru un trader nou, nu? Că acest video este dedicat celor care doresc acum să apuce de trade, nu? Insist foarte mult ca ei să învățați, nu? Să învățați să faceți trade înainte
de a intra pe aceste platforme gen BitMEX, Bybit, care oferă leverage, și pentru că riscul este foarte mare. Să învățați la început puțină teorie, nu despre trade, să faceți trade-uri mici, chiar dacă intrați pe aceste platforme pentru a câștiga experiență. Într-adevăr, se pot câștiga mulți bani, însă se pot pierde și foarte ușor. Bun, cam acesta a fost video de astăzi. Dacă aveți alte întrebări despre trade, voi încerca să răspund la ele și până data viitoare să auzim numai de bine.